Bine ați revenit la noi pe canal. Astăzi vin în fața voastră cu un haul tare interesant. Ultimul haul de felul ăsta cred că l-am făcut prin primăvară, când am mers noi prima dată cu cortul și când am început pasiunea asta de ieșit în sălbăticie, să zicem așa, puțin mai controlat. De data asta mergem în vacanță în Denver și în Yellowstone. În Denver o să stăm în hotel, dar la Yellowstone vrem să facem nebunia și să stăm în cort. Așa că astăzi vă arăt ce am cumpărat pentru vacanța asta. Noi plecăm în curând și avem aproape totul cumpărat, plus minus câteva lucrușoare, dar cei mai interesant e deja aici. Și v-am întrebat pe Instagram dacă sunteți curioși, dacă vă interesează subiectul ăsta, poate vreți să vă inspirați și am avut marea surpriză să văd că unii dintre voi chiar mergeți la Yellowstone în curând. Așa că poate vă inspirăm într-un fel sau altul. Hai să începem, că sunt multe de povestit și sunt lucruri tare interesante. Și prima dată am aici, ca să și scap de ele, am 3 butelii de mărimea asta pentru aragazul din spate. Aragazul, nu știu exact cum să-l numesc, este un mini aragaz, să zic așa, pentru aer liber. Se conectează cu buteliile astea. O butelie de felul ăsta e $3.50. Apropo de prețuri, o să vă spun așa în mare, că nu o să mai stau să verific bonurile, dar pe la $3.50 e una. Și are, să vă și zic, 453 de grame, dacă vreți să comparați prețurile. Și stați să vă arăt minunea de aragaz. De data asta am zis că o să ne luăm și un aragaz pe gaz pentru exterior, cu 2 ochiuri, în caz că nu vrem să facem focul tot timpul, sau știți voi, pentru cafeluță de dimineață, pentru un ceai. Și l-am luat pe ăsta de la Coleman la $74, cred că a fost, dar se găsește și mai ieftin, dar noi am vrut să fie cât de cât bunicel. Așa arată minunea. Are, vine cu o geantă, încă nu l-am scos, doar l-am scos, ne-am uitat și l-am pus la loc. Bun, asta a fost important pentru noi. Am vrut neapărat să luăm unul. După mi-am luat niște sandale așa pentru drumeție, nu drumeții lungi, că acolo o să încerc Adidas ori papuci pentru drumeții, dar astea sunt așa, de mers aici colo prin parc. Au fost la $30, cred că, la reducere de la Cabela's. Pentru cei care sunteți de aici, foarte confortabile, sunt ok, nimic deosebit, dar ai nevoie pentru vacanțe. Un alt lucru foarte important pentru amândoi a fost un obiectiv nou pentru Canonul nostru. Noi avem un Canon M50, pentru curioși, este un, o cameră mirrorless, deci nu e DSLR. Și am vrut un obiectiv pentru distanță, pentru că, așa cum știți, la Yellowstone sunt foarte multe animale și vrem să ne bucurăm de ele și, în special, vreau să fotografiez. Așa că aveam nevoie de un obiectiv mai de distanță. Ăsta este de la 55 la 200 și l-am luat de pe Amazon, second hand. Pentru că eu prefer, când vine vorba de cameră, să-mi cumpăr doar lucruri noi. Dar niciunde în toată America nu era pe stoc obiectivul ăsta, nu știu, parcă toată lumea merge în vacanță și au nevoie de obiective. Așa că l-am luat la mâna a doua, la $200, de pe Amazon. Sper să fie bine, o să îl testez în următoarea perioadă. Dacă ceva nu e ok la el, o să-l dau înapoi, că la Amazon ai voie 30 de zile să-l dai înapoi. Dar dacă e ok, o să-l păstrez foarte bine. L-am luat cu $100 mai ieftin. Am luat un ghiozdan pentru Ionuț de 40 de litri pentru drumeție. Asta cred că a fost $40, cam așa, tot de pe Amazon. Are și brâu din acesta ca să fie mai ușor pentru greutate. E compartimentat tare, tare fain. Ne place și culoarea, așa un albastru închis. Este de la, nici nu știu, Fen Goang de 40 de litri. Tot pentru Ionuț i-am luat și o pălărie, așa mai de cowboy, pentru drumeții. Foarte faină că e găurită și îți respiră foarte faină putoaba capilară. Asta a fost, stați că vă și spun, $30 de la Redhead. Noi am luat-o de la Cabela's, acolo se găsește brandul ăsta. E tare, tare simpatică. I-a plăcut-o din prima la Ionuț. Încă un obiect tare scump pe care l-am luat pentru excursia asta în urma multor clipulețe pe care le-am vizionat pe internet despre Yellowstone. Cum ziceam, am modificat puțin luminozitatea. În urma multor filmulețe pe care le-am văzut despre Yellowstone, toată lumea îți spunea să-ți iei un binoclu foarte bun. Și m-am tot uitat și m-am uitat și eu nu știam că binoclurile sunt atât de scumpe, îmi pare rău, chiar nu știam. Dar am ales așa, unul ieftinel,
față de ce binocluri am văzut la $1000. Asta este așa, pentru începători. Este un binoclu de la Nikon, am dat pe el $150, scump. Și mie mi se pare scump. Probabil pentru cunoscător nu vi se pare așa de scump. Este Prostaff 3S. Este de 10x42. Ceva, nu știu ce să vă zic. E waterproof. Noi l-am testat puțin pe aici, pe afară, fără să părem prea ciudați pentru vecini. Și așteptăm cu mare bucurie să-l testăm la Yellowstone. O să vedem cum ni se pare, o să vă povestim și vouă în vlog. Ideea e că e o investiție care sper eu să ne țină o vreme și să ne bucurăm de ea. Și mai departe vedem dacă o să simțim nevoia să facem un update la ceva și mai bun. Dar pentru început este mai mult decât avem noi nevoie. Așa că nu pot să vă zic dacă vă recomand brandul ăsta, dar m-am uitat la foarte multe clipuri zilele astea pe subiectul de binoclu și ăsta avea un review tare, tare bun. Așa că mă încred că Nikon nu face ceva de proastă calitate, așa arată cutia, ai garanție pe viață. Și altceva nu știu ce să vă mai zic. Chiar nu știu dacă sunt în România, dar mă gândesc că sunt, că am văzut că în ultima perioadă se găsește mai orice în România. Am luat și un spray pentru țânțari, că dacă tot o să stăm afară mult, mult timp la Yellowstone, am mai luat și un spray pentru gâze, țânțari, gongi, ăsta nu neapărat pentru vacanță, l-am luat și pe aici, pe acasă, să mai dăm când apare vreo goangă de bucătărie, pentru că am avut o problemă cu gongile de bucătărie aici în clădirea asta. Am luat și niște bluze de felul ăsta, mi-am luat și eu și Ionuț. A mea e așa pe verde și a lui Ionuț e pe gri. Ele sunt bărbătești, doar că mi-a plăcut și mie și mi-am luat un S de la bărbați și mi-e ok, mi-e puțin larg, dar arată tare, tare bine. Ionuț are M, perfect, îi vine perfect. Varianta asta așa pe verde, mi se pare că merge tare fain așa în vacanță, mai ales că o să fim în parc pentru seri, că am auzit că se schimbă vremea destul de des la Yellowstone și eu nu și-a luat așa, pe gri. Ele sunt de la Willett, nu e nu știu ce brand, e mai mult no-name și l-am luat de pe Amazon, tot așa în ultima, repede, repede pe fugă, pentru că eu am avut internship și n-am avut timp să pregătim totul să fie perfect. Ne-am mai luat și aceste furculițe, fork, așa, furci. Ne-am mai luat niște furculițe pentru marshmallow. Ionuț zice nu pentru marshmallow, Ionuț își face un plan să le folosească pentru slănină, ca să-și facă slănină la foc și apoi pe pâine. Așa că așa arată individele astea. Sunt de la Walmart, cred că $2 bucata. Foarte faine așa de distracție când stăm la foc seara. Pentru că o să facem foc de tavără, să mâncăm niște slănină. Și am mai luat Ionuț niște pantaloni, tot de la Redhead, de la Cabela's, cu $20 cred că. Genul ăsta așa, tot mai de drumeție, mai de stat pe afară. Tot o investiție mărișoară, am avut nevoie de un GPS. Pentru că prin zonele pe unde o să mergem nu prea este semnal la telefon și am zis că hai să ne luăm un GPS. Și probabil pe unii dintre voi care ne urmăriți de mai mult timp o să ziceți, băi, dar voi nu aveați un GPS de la Garmin? Nu. Noi am returnat anul trecut după o lună de folosință, o lună cruntă de folosință cu Garmin și a fost un GPS scumpișor, adică $280 plus taxe, $320 am dat pe el, dar n-am fost mulțumit deloc. Era foarte lent, pierdea semnalul, de multe ori dacă schimbai puțin traseul se bloca, nu mai îți apărea, durea o groază de timp, nu știai unde să o iei, prin oraș nu se prea descurca, ecranul era foarte greu de apăsat și am zis nu. L-am dat înapoi, ne-am luat banii înapoi și de atunci n-am mai luat că n-am mai fost nevoie de GPS, dar am zis hai să ne luăm. Eu nu să avea niște puncte, destul de multe, adunate la benzinărie, așa că ne-am luat și noi un GPS de la Red Magnelli, este TND550 și acum ne gândim dacă să-l facem, să-l luăm pe cel de 7 inch sau să rămânem cu cel de 5 inch. Am zis că îl testăm zilele astea să vedem dacă ne place mărimea asta sau să facem update la mărimea mai mare. Asta nici nu mai știu cât a fost, 300 și ceva de dolari și eu nu ți-am zicea că diferența e de $100 dintre mărimi, dar să vedem cum ni se pare, că poate cel de 7 aici e prea mare pentru Passatul nostru, pentru o mașină mică, pentru că cel mai mult o să-l folosim la mașini mici. Mi-am luat
și un maieu. E genul ăla de maieu care e ok pentru efort, nu rămâi ud prea mult timp. Și mi-am mai luat așa un maieu tot simplu de la Ross, așa, de stat în jurul focului, să mă afum bine. Mi-am luat și eu niște pantaloni de drumeție, tot de pe Amazon, pentru că n-am mai avut timp, pur și simplu, să mergem de nicăieri. Dar sunt tare, tare fain, cu talie înaltă, așa, cred că au fost tot $20. Am mai luat o pompă pentru saltea, cred că invers, așa. Foarte ieftină, de la Walmart, cred că $10. Am luat o pompă pentru că salteaua noastră, am primit la ea o pompă cu baterie, dar bagă foarte greu. Și la final, când ar mai trebui pompat niște aer, nu mai bagă deloc. Și am zis, ok, o pornim pe aia automată până la un punct și apoi la final să fim siguri că e destul de tare salteaua pe care noi o punem în cort. O să folosim puțin pompa asta. Și ce am mai luat aici? Am mai luat niște startere pentru foc, tot de pe Amazon, $12, aveau review-uri foarte bune, de la 3000 de reviews, avea 4.8 sau așa ceva. Sunt 160 de pătrățele de felul ăsta, care culmea se aprind chiar și când sunt umede. Deci dacă cumva le-ai scăpat în ploaie și ai uitat, o să se aprindă chiar și așa. Și am zis că o să fie de ajutor, că de multe ori când am fost cu cortul sau am făcut grătar, nu ai la tine hârtie să pornești focul mai ușor. Așa că varianta asta e mai pentru leneși. Am mai luat și niște tot felul de snack-uri din astea pentru când mergem în drumeție. Uite, am luat asta, varianta asta cu ciocolată. Am luat și o variantă fără ciocolată de la Sunbelt Bakery. Asta este cu oats and honey. Așa, cred că oats e ovăz și honey miere în română. Am mai luat și ăsta crunchy granola bars de la Natural Valley cu peanut butter, cu unt de arahide, cred că ar veni în română. Am mai luat niște emergency poncho. Astea sunt niște, cum le zice oare, pelerine pentru ploaie, în caz că ne prinde ploaia. Tare ieftine, am zis că le aruncăm acolo în ghiozdan, în caz că ne prinde ploaia, când mergem în drumeție. Ne-am luat fiecare câte una. Și aici, ce mai avem? Ah, am mai luat niște baterii. Nu sunt în cutie, că le-am pus la încărcat, dar asta e cutia de la ele. Am mai luat niște baterii pentru Canonul nostru. Noi avem o singură baterie, nu știu cum ne-am descurcat până acum cu una, dar avem una singură și am zis, hai să mai luăm două, pentru că atunci când mergem cu cortul nu o să avem atât de mult curent. Este curent la niște clădiri în jurul zonei de campare, dar ca să nu stăm toată ziua în clădirea respectivă, am zis, hai să luăm, să avem 3 baterii și să ne fie mult mai ușor. Așa că am luat varianta asta, am optat să încercăm ceva nu neapărat de la Canon, pentru că alea de la Canon sunt destul de scumpe, o baterie e cam $50 și pe asta am dat $25 pe 2 baterii și pe un încărcător. Deci e perfect. Acum să vedem cum funcționează, aveau review-uri foarte bune și mi-am mai... Am mai luat ceva pentru cort, foarte greu. Aici, așa, se numește tarp în engleză, nu știu cum se zice în română, dar e un material care se pune sub cort. Ultima dată noi nu am avut și ne-a fost așa puțin milă de cortul nostru, pentru că s-a cam murdărit. Și am zis, hai să-i luăm de data asta, m-am uitat pe internet și am zis că toată lumea folosește genul ăsta de material, care se numește tarp, după cum ziceam, și nu știu ce să vă zic despre ele, 12 feet pe 16 feet, destul de scumpicel, am dat aproape $30 pe el de pe Amazon, dar ăsta avea review-uri bune și am zis, hai să luăm unul bunicel, că ne place să mergem în natură, ne place să mergem în parcuri, ne place să mergem în drumeție, așa că hai să investim și să luăm un material bunicel care să ne țină mai mult timp. Și cam astea sunt cumpărăturile. Mai aveam nevoie de un adaptor pentru mașină, dar nu a ajuns la timp. L-am comandat prea târziu și nu ajunge la timp. Așa că probabil că o să ne oprim pe drum și luăm adaptorul de acolo. Și cam astea sunt cumpărăturile. Mă uit prin cameră că sunt peste tot bagaje, dar cam asta am cumpărat. Sper că v-am inspirat în vreun fel, dacă mergeți și voi în aer liber, dacă mergeți cu cortul, dacă mergeți în parcuri sau rezervații naturale. V-am inspirat și pe voi să vă luați una și alta cu voi, fie că e un binoclu, fie că e un obiectiv nou, să puteți să imortalizați și să surprindeți cât mai multe imagini frumoase cu animale, cu peisaje, cu ce vă pasionează pe voi. Ne auzim în curând, probabil că o să vloguim,
Nu foarte mult, pentru că vrem să ne relaxăm, dar cu siguranță o să surprindem lucruri interesante și de prin vacanță. Și mai departe, ce să zic, ne auzim în curând și vă dorim numai bine. Pa, pa!